Bine ai revenit, dragă telespectatorule, stimată telespectatoare, Adrian te iubește, iată o nouă ediție, suntem împreună astăzi ca să continuăm ce am început în edițiile trecute. Sper că știi că am început meditația, dacă nu te invit să vezi emisiunea precedentă ca să nu ți se pare așa de ciudată. O să începem printr-o meditație a tăcerii pe care eu am explicat-o puțin în data trecută și care vreau să o facem împreună, 5 minute, pentru că vreau să-ți explic pe urmă cum înțeleg eu experiențele de viață legate de toate aceste aspecte. Deci începem meditația. Mulțumesc! Convenția pe care noi o facem mereu poate să funcționeze și în acest caz. Ziceam că au trecut 5 minute. Referitor la convenție, am vorbit de mai multe ori și te invit să înțelegi că multe din lucrurile pe care credem că le vedem, le auzim, le cunoaștem, sunt așa rigide și statutate și la locul lor și de netransformat, de neabordat chiar, da? Pe când ele sunt, de fapt, doar convenții. Spațiul și timpul, am vorbit, vorbesc și colegii mei în celelalte emisiuni și te invit să te deschizi tot mai mult unei înțelegeri mai largi a vieții. Pentru că, începând cu acest lucru, cu această meditație pe care ți-o explic imediat și te invit să participi la toată emisiunea, pentru că are puncte de corelație cu această meditație pe care am făcut-o împreună, are menirea să te ajute să înțelegi mai bine, să te exprimi mai bine, să-ți fie mai ușor, să te bucuri. Pentru că ceea ce vreau eu să-ți propun prin această meditație este o detașare față de modul uzual, obișnuit, cotidian, de a percepe lucrurile, evenimentele, persoanele, propria ta viață, propria ta menire, da? Despre care e posibil să nu te fi preocupat, furat de tumultul vieții, de curgerea vieții, de preocupările poate prea puternice care te afectează și care nu îți permit, azi că ajung eu la bătrânețe și atunci o să vedem noi cum ești ce și cu mine, că uite, acum trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, copii, serviciu, știm tot schema. Această meditație a tăcerii este puțin mai dură, mai detașată, dacă accepți termenul, pentru că în general meditațiile cu care suntem obișnuiți, și eu particip de zeci de ani și sunt convins că și tu ai mai auzit în alte emisiuni și în medii foarte diferite despre meditație. Probabil și posibil, dacă te uiți la această emisiune, să fi făcut multe meditații la viața ta, sunt conduse și ne prilejuiesc niște experiențe, niște trăiri, da? Niște contacte cu energii, cu vibrații, cu senzații și așa mai departe interesante. Doar că acolo rolul meditatorului, cel care conduce meditația, este fără doar și poate un rol determinant, pentru că el este cel care conduce. Nu vreau să înțelegi că este ceva rău, nu vreau să înțelegi că este ceva de evitat, ci este vorba despre faptul că acolo
se întâmplă niște lucruri sub coordonarea acelui meditator. Eu însumi fac la rândul meu meditații conduse cu colegii mei de la seminar și nu numai, în excursii și așa mai departe. Deci nu e ceva rău, doar că acel tip de meditație, acea meditație, are avantajele și dezavantajele fiecărei tehnici, să zicem. E vorba de o tehnică despre anumite unde, despre anumite vibrații, despre anumite conexiuni care se nasc, despre anumite energii ale grupului, da? Generate de cel care ține meditația, dar și de membrii participanți. La această meditație pe care, iată, ți-o supun din nou atenției în emisiunea aceasta, este vorba despre detașarea și mai puternică de factorii exteriori, astfel încât să înțelegem fiecare dintre noi că există planuri de percepție, de trăire până la urmă, diferit de ceea ce am știut până acum, am experimentat până acum, ne-am prins, mi s-a spus sau am dobândit dintr-o sursă sau alta. Și anume, iată, o detașare de stimuli exteriori, o detașare relativă. Nimic nu este absolut. Știți foarte bine, am vorbit de atâtea ori cu tine în emisiunile trecute și te invit și de această dată să mai revezi unele emisiuni din urmă. Poate sunt informații pe care ar fi bine să ți le upgradezi, să ți le aduci la zi și să le corelezi cu noile informații care, iată, vin avalanșă, nu numai în această emisiune, nu numai de la televizor, din cărți, din cursuri, workshop-uri, cum se spune. Deci, ce voiam să spun este că această meditație pe care ți-am propus-o și în emisiunea de astăzi, eu cred că are menirea să facă pași importanți către întoarcerea spre interior. Pentru că vorbim de multă vreme, vrei să fii un factor de transformare a lumii, da? Încă de pe vremea lui Gandhi. Fii tu însuți, după caz, factorul de schimbare, transformându-te, schimbându-te pe tine. Ori schimbarea mea intervine în primul rând întorcându-mă spre mine, detașându-mă atât cât se poate, că nimeni nu pretinde ca să alegi de acum să mergi într-o peșteră sau într-o mănăstire, sus în Tibet sau jos în groapa Marianelor, într-un batiscaf din acela și să te izolezi total. Dar e posibil și asta și oameni sunt care fac chestia asta, bravo lor, nu vreau să ți-i propun ca modele, vreau însă să înțelegi că există o posibilitate și această meditație este o cale de a-ți sugera, de a te face să înțelegi, de a te face să atingi, să palpezi, să iei contact cu această variantă, această oportunitate de a te desprinde de factorii exteriori din ce în ce mai mult. Această meditație, acest exercițiu, putem să-i spunem exercițiu de liniște, de recluziune, de detașare, de relaxare, da? Ar trebui să crească ca timp și o să crească ca timp din cauza ta, a fiecăruia dintre voi, a ta, știi cum vă spun eu de fiecare dată, în măsura în care aveți răbdarea să porniți și să începeți să simțiți că mai e ceva. Am să vorbesc într-una din emisiunile viitoare despre cum percepem noi realitatea. Până atunci însă, evident că înțelegi și cu siguranță ai mai auzit că această percepție a fiecăruia dintre noi este o chestie subiectivă. Adică îmi aparține, ține de mine, ține de mulți factori care mă definesc, cu care lucrez, cu care operez, conștient sau inconștient, voit sau nu, și care fac ca această realitate pe care o percep să fie cu totul alta decât cel din stânga, cel din dreapta. Aurora Sitaruș ne spunea de multe ori la conferințe, ne uităm cu toții la un film, dar fiecare vedem filmul nostru. E foarte interesant. Filmul fiind chiar conferința ei în cazul respectiv. Dar, atenție, noi contactăm, da, foarte multe aspecte ale așa zise realități. Punem ghilimele de acum încolo, sau mai bine, ca să nu fim tipicari, punem cu R mic, da? Zicem că realitatea e ceva cu R mare, despre care
poate ajungem să vorbim, deocamdată vorbim despre realitatea cu R mic, care e aproximativă, relativă și care fiecare din cei care stăm și ne uităm la un film o vedem în altfel. Unghiul nostru de vedere este important. Rolul observatorului din știința și mecanica cuantică, cum vreți să spunem, e determinant. Sunt aspecte pe care bănuiesc că le-ai auzit, dar nu ți le-ai însușit, nu le-ai atins, nu le-ai experimentat. Acest rol al observatorului pe care o să-l abordăm în emisiunile viitoare nu e o metaforă sau e așa o relativizare care să scuze orice sau să inducă o neînțelegere totală, da? O bulversare a tuturor. Nu, acest rol al observatorului este ceva efectiv, este ceva real, să zicem. Rămânem la R mic, da? Pentru că suntem înștiințați de cercetări de câteva zeci de ani încoace că ceea ce noi vedem, auzim, gustăm, simțim, pipăim, este aproximativ. Este altfel, dacă vreți, decât ceea ce credem noi, decât ceea ce ne formăm noi ca sistem de cunoaștere, de valori, de repere. Această masă, da, ea apare continuă, știm cum se face, că e un proiect înainte, da? Deci nu există masă practic fără o teorie înainte. Acel om care s-a gândit, care a proiectat, care a executat pe baza unor proiecte, planșe și așa mai departe, da? Face ca, iată, legătura dintre teorie și practică în cazul mesei să fie evidentă. Legătura aceasta este peste tot. Vreau să înțelegi că ceea ce noi vedem este practic, dar există și teoretic niște probleme pe care nu ți le-ai pus, nu, poate nu au ajuns la cunoștința ta și o să te invit să urmărești emisiunea viitoare când poate abordăm exact tema aceasta. Deocamdată, suntem într-o zi de 11 februarie 2015, iată avem câteva cifre care dacă le adunăm dau 12. Eu ți-am mai spus de câteva ori, 12 e o cifră rotundă, interesantă, e un număr, da, valoros și important, se vorbește de 12 zodii, deși acolo știți voi că mai e și al 13-lea, se vorbește despre 12 apostoli, da, și aici cifra drăguță și importantă și întreagă, vorbim mereu de wholeness, de întregime, este 13, da, că e Iisus cu cei 12 apostoli, dar 12 este duzina despre care cei mai în vârstă au auzit, se pare că de la o vreme încoace foarte puțin s-a mai vorbit despre temenul acesta, deci o unitate de măsură, o grupare, da? Specifică, semnificativă, la engleși este importantă, așa cum și 20 este. Doar că 12 despre care vorbim, adică 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 5, sunt cifrele din data de astăzi, 11 februarie, dau un 12 întregitor. Iată, suntem într-o întregime. Am vorbit de atâtea ori că școlile de numerologie sunt diverse. Vin din Cabala, din alte surse, știi foarte bine că și dacii aveau, arabii și așa mai departe, care e primul și al doilea, asta e boală de ierarhizare despre care vreau să vorbim în emisiunea asta, dar puțin mai târziu. Deocamdată știm că 12 în anumite accepțiuni este chiar o bază de calcul numerologic, pentru că nu e întâmplător, sunt 12, nu, zodii care dau 12 caracteristici, tipare caracterologice, dacă vrei. Și atunci a opera un sistem cu baza 12 în loc de 9, cum este cel uzual, cel mai răspândit, este o abordare deșteaptă, cu minte, este un meșteșug, așa cum de mai multe ori ți-am povestit despre nivelele de abordare la nivel de meșteșug în toate domeniile existenței umane și în toate domeniile activității, dacă vrei, umane, după cum există și un nivel
mai elevat, mai elaborat, mai sofisticat al artei și știi foarte bine că în fiecare aspect există, da, meșteșugari, dar există și artiști. Așa și în numerologie există școli și noi numerologii am luat contact cu siguranță și despre cercetările și despre documentele și, arhiva, să zicem, de cunoaștere, despre cunoașterea din această zonă, din acest tip de abordare în baza 12, dar este mai uzual, mai obișnuit să lucrăm în această bază, pentru că dincolo de impedimentul cu corelația cu zodiile, care am spus că este o componentă interesantă, induce probleme de parități, de, da? Care 22 e bun, 23 e bun, 24 e bun, nu? Că 12 ori 2 fac 24. 24 este iarăși un termen interesant, sunt 24 de ore într-o zi. Nu-i întâmplător și nu-i puțin important. De aceea vezi, sistemul acesta în bază 12 are valoare și are semnificații și are corelații foarte interesante. Doar că 23-ul este, după cum probabil știi de la bioritmul, da? Ciclul acela de sănătate, așa cum 28-ul e ciclul lunar, da? Al emoției și 33-ul ciclul inteligenței, da? Intelectului. Deci, iată sisteme diferite, multe. Nu vreau să te încurc, vreau să spun doar că 12 este o cifră semnificativă, 1 cu 2 fac 3. Astăzi suntem într-un punct stabil din punctul ăsta de vedere și de aceea îmi permit să vin și cu astea, că sunt sigur că nu te pierzi în atâtea numere. 12 este ceva care ar fi bine să ne fie la îndemână, adică dacă 11-le este așa de special, că ți-am vorbit de atâtea ori și astăzi este o zi de 11, e o zi frumoasă, minunată, eu am vibrația 11 și rezonez, vă dai seama, 12-le spune că nu te poți opri la 11, da? E foarte interesant și întotdeauna dacă obișnuiești să faci calcule asupra zilei în care ești, asupra valorii numerice a anului tău personal, de exemplu, da? Suntem în 2015, care este 8, toată lumea am vorbit că este un an karmic în care se fac reglaje, e un an... 8-ul este infinitul, da? E un an dificil în care trebuie să pregătești închiderea da? Bilanțieră de anul viitor și dacă ai datorii de achitat și dacă și multe, te așteaptă niște poterași care vor să încaseze așa datoriile și dacă ai de primit, nu-i ușor pentru că trebuie să ai unde să pui. Deci dacă asta este semnificația lui 8 și te invit să vezi multe analize acestui, vibrații acestui an, apropo deja am intrat în anul oi, iată și chinezii vin cu informații foarte interesante despre vibrația anului, despre semnificație și așa mai departe, pentru tine, ca și pentru mine, pentru fiecare din noi este important anul personal, care se obține din cifra mea de viere. Are o denumire, dar nu asta e important. Numărul meu de factor de schimbare se numește exact, care se obține adunând ziua nașterii cu luna nașterii. Eu 14 septembrie, 1 cu 4 cu 9 dau 14, adică 1 cu 4, 5. Factorul meu de schimbare e 5. Tu, la rândul tău, fiecare dintre voi, puteți să vă calculați acest număr și o să te las să faci chestia asta în pauză ca să vorbim pe urmă, deci adunând aceste cifre din ziua și luna nașterii se obține un număr, da? De la 1 până la 9, dacă e un număr trebuie adunat și se adună la anul personal. Vedem după pauză ce semnificație are diferența dintre anul tău personal și anul 8. Te aștept cu drag după pauză. Te iubești! Gata calculul? Cât ți-a ieșit? Așa, deci adunăm ziua cu luna, dă o
număr de obicei. Am spus, dau exemplul meu ca să-ți fie ușor, 14, 9, total 5. 1, 4, 5 și cu 9, 14, 1 cu 4, 5. Deci eu ori de câte ori vorbesc despre o vibrație a zilei de astăzi, a lunii sau a anului acestuia, trebuie să am în vedere că eu am un decalaj de 5 unități, să zicem, da? Poate tu ai de 4 sau de 6, de 1 sau de 9. Cel mai grozav este când ai acest 9, da? Dacă ești născut, să zicem, în 1 septembrie. 1 cu 9, fac... nu e bine. Nici așa, 1 august e bine. 1 august, 1 cu 8, fac 9, da? Atunci ești sincron, dacă vrei, cu anul curent, cu luna curentă, cu vibrația, da? Lunii curente, anului curent și a zilei curente. Pentru că spuneam, acest factor de schimbare, care pentru mine este 5, face ca anul 8, de fapt, pentru mine personal, să fie 8 cu 5, 13. Adică un an 4, semi-karmic. De două ori sunt. O dată pentru că anul general, adică care se referă la noi toți oamenii, căruia aparțin, evident, vibrațiile anului 8 ne influențează pe noi toți. Doar că de la om la om, de la vibrație la vibrație, da, vorbim de scara de la 1 la 9 acum, lucrurile sunt mai complexe, mai altfel, mai conjugate. Da? E o conjugare între acest om an karmic 8, da, care are rigorile lui, trebuie să-ți faci socotele. Am vorbit, de anul trecut deja am pregătit și te invit, dacă nu, să mai studiezi, să mai citești, să mai urmărești emisiuni, așa, avem pe YouTube, dacă vrei. În corelație cu acest an 8, e anul tău personal. Pentru mine e un an 4. Asta ce înseamnă? Înseamnă că am dublă ofertă. Să-mi clarific lucrurile. Să-mi clarific raporturile. Nu? Raporturile cu mine, cu Dumnezeu, cu creația Lui, cu lumea întreagă. Da? E ofertă. Pentru că am vorbit noi de mai multe ori ce înseamnă anul semi-karmic 4. E ofertă să mai descarci din încărcătură, din blocaje, din sacii care, cu nisip pe care îi cari inutil, pentru ca într-un an, 8, când ajungi, după alți 4 ani, să-ți fie mai ușor. Socotelile, decontările reciproce să fie mai ușoare. Și atunci, într-un an 4, e bine, ai oferta, da? Nu ești obligat, nu ești interzis. Am vorbit de atâtea ori, să faci această semi-descărcare de gestiune, cum să zice, în termeni contabilicești, să zice. Bun. Deci, fiecare dintre noi e bine să-și cunoască acest factor de schimbare și să-l aplice și atunci pornim mai departe. Deci eu sunt într-un an 4, luna februarie se adaugă mai departe, da? Peste acest 4, 2, deci sunt într-o lună 6 a iubirii. Oh, oh, ce frumos! Și iată și peste 3 zile ce avem? Valentine's Day și pe urmă avem și dragobetele, deci eu sunt la marele fix pentru că sunt rezonant. Pe mine mă atrage, mă bucură, mă încântă. Apropo, astăzi, 11 februarie, pentru soția mea, trebuie să-i spun la mulți ani, avem 42 de ani de la Logodna. Bun, deci, rezonez, mie îmi place, simt că mă interesează, mă atrage, îmi acord atenția, rețineți ce am vorbit, da? Atenția și prezența mea conștientă asupra unor aspecte ale experienței atât de vaste și diverse și diferite de la om la om, care rezonează cu, în această lună, am spus, cu iubirea, cu cifra 6. 6 este și Merkaba, da? Raporturile dintre luni, transport, da? Este o chestie de, da? Steaua lui David, sunt aspecte extrem de complexe și de diverse. Dacă vă place, burta pe carte, cum zic eu, dați drumul la informații, acolo unde găsiți, enorm, e ceva senzațional. Bun. Ziua de 11 de astăzi o mai adaug o dată, da? Am obținut 6, sunt într-o lună februarie. Luna februarie pentru mine personal, da? Nu vorbim la general. Pentru mine personal este o lună 6 a iubirii, iar ziua de 11 este o zi 8. Deci e cu mare atenție. O zi 8, karmică, da? Că vorbim despre anul karmic 8 și zi personală 8. Deci astăzi trebuie să fiu atent. Dacă mi se cer niște deconturi, da? Eu am interes să le lămuresc, să mă feresc, să amân, să, da, neg sau să ignor sau așa mai departe,
nu este ceea ce te îndemn și pe tine și pe tine, pe fiecare dintre voi, să aveți ca tip de reacție, ca tip de atitudine. Profitați de toate ofertele, pentru că oferta e pe bune, e pe cinstite, da? Vă ajută să scăpați. Amânarea întotdeauna, fii cinstit și recunoaște, duce la complicații, la acumulare de penalizări și penalități și tot felul de minuni. Tranșați în fiecare clipă atunci când cineva vine să vă ceară socoteala, lămuriți-o atunci, nu? Să vedem, să nu știu ce. Revenim la meditație, că cu asta am pornit, da? De ce vreau eu să facem meditația aceasta? Pentru că sunt convins că partea aceasta de trăire despre care am vorbit și în emisiunea cealaltă și o să mai vorbim, da? A energiilor, a vibrațiilor și a componentele noastre transcendente, deci nu fizice, nu sângele care presează, da? Nu mușchii, nu nervii care sunt încordați, sau, da? Ci ceea ce este dincolo de componenta mea, se zice în fizică sau materială, deși am spus că eu nu o consider separată, dar palpabilă, să zicem, sau simțibilă, dacă accept acest cuvânt groaznic, perceptibilă, există. Evident că de-aia vorbim de atâta vreme de iubire, care nu se încadrează neapărat imediat în planșele de anatomie și fiziologie despre care avem atâta cunoaștere, ci vorbim despre energii, forțe, vibrații transcendente, meta, dincolo de, paralele, cum vrei să le spui, și pe care e bine să le accesezi, da? La care să te racordezi, pentru că fac parte din mediul tău, din câmpul tău, morfo-informațional, genetic, cum vrei să-i spui, din matrice, din plasă, din set, net și așa mai departe, net, oricum i-am spune, este cazul și timpul și invitația să ne cunoaștem mai profund, dincolo de ceea ce credeam, ni s-a spus, ni s-a sugerat, am fost învățați, uneori forțați să luăm la cunoștință, să înțelegem, să ne raportăm, să ne fixăm sistemele de valori și de credințe, da? Care fac o mulțime de informații, de miliarde de biți, mă doare capul dacă ar trebui numai să le numărăm. Apropo de asta, știți că ADN-ul, da? Fiecare celulă, da? Are 3 miliarde de cuvinte, cum am zis, de semne. Da, te doare capul. Deci, vreau, te invit să iei la cunoștință faptul că ești mai mult decât ceea ce știai până acum, ceea ce simțeai, ceea ce ai, poate sigur. Unghiul de vedere din care judeci, un unghi îngust, că e vertical, orizontal sau aplecat, e mai puțin important, dar este acolo de unde pleacă și mă uit la ceva, la o casă, la un eveniment, la un om. Este de manieră să îngusteze abordarea întregului, perceperea lui. Și atunci părerea mea, raportarea mea pe baza acestei păreri, nu? Aceste percepții, cum îi spunem, este trunchiată, este șchioapă, este eliptică. Cum vrei să-i spui? Te invit să înțelegi că cu mintea noastră, care este o filozofie întreagă, ce e mintea, unde e mintea, care e mintea, cât ține, de unde începe, mintea noastră, să-i spunem deocamdată atât, percepem o parte, pentru că evident sunt foarte multe impulsuri, informații, da? Câmpuri, care vectori care vin către noi și care de către această minte sunt tratate drept prostii. Da? Dacă unii dintre voi au apucat și sunt din domeniul informaticii, știu că limbajul de programare inițial, da, are în vedere dacă corespunde sau nu. 0 sau 1 înseamnă, da, e ca mine sau nu e ca mine. Tot ce nu e ca mine nu se potrivește unei reguli, da?
Se foloseau cartele perforate, cei mai în vârstă știu, da? Și încă se folosesc industria de tricotaje, de exemplu, da? Ca să, pentru tricotajele acelea mecanizate, să zicem, da? Mașini de tricotat. Așa, care pe bază de cartelă asta știu unde să bage ochiul, da? Și găurelele acelea care atenție, tranșau unde e găurică înseamnă 1 și unde nu e găurică înseamnă 0, da? Deci pe baza acestei simple ecuații, este sau nu este, se pot face și să fac, iată, s-a ajuns astăzi atât de departe de, da? Cu cei doi componente, cu cele două componente 0 și 1. Ce vreau eu să zic este că sistemul nostru mental, care are emisfera stângă, dreaptă, supraconștientul, conștientul, subconștientul și multe, multe, multe componente despre care cu siguranță vom continua să vorbim și să le abordăm și să vedem cum înțeleg eu, ce înțelegeți voi, mai pun eu, mai lăsați voi, mai puneți voi și mai înțeleg și eu. Deci, într-o interconexiune, până ajungem acolo, însă să fiți de acord că trebuie să-l dăm șansă pentru ca să mă transform. Să mă transform înseamnă să nu mai fiu limitat, da? Din limitat să devin nelimitat. De fapt, asta e ceea ce am început împreună de câteva emisiuni, să ne dezmărginim, cum spunea așa de frumos Bogdan Petricei cu HD-ul, da? Să ne dezmărginim, să ne deschidem până la urmă cunoașterii meta, trans, cum vreți să-i spuneți, dincolo de ceea ce mintea, care are o componentă foarte clară, rațională, da? Care se cuplează în general la emisfera stângă a creierului nostru, dar nu e acolo totuși și nu-i numai acolo, după cum nu-i în dreapta numai intuiție și numai floricele, pentru că diversitatea creației este un lucru cert, adică infinit. Bun, dar, revin, îți propun ca să treci dincolo de ceea ce știi, de ceea ce înțelegi, pe baza ceea ce ai aflat, paradigma despre care am mai vorbit de atâtea ori, și să fii încântat să te redescoperi, să te regăsești, pentru că ceea ce până acum ai crezut că ești tu e mult prea puțin față de ceea ce ești tu. Această diminuare a percepției tale despre tine face ca percepția ta despre mine să fie șchioapă, eliptică, greșită. Da? Și a mea despre tine. Da? E valabil reciproc. 2 câte 2, 2 câte 3, 3 câte 3 și așa mai departe. Toate combinațiile posibile, pentru că m-am raportat mereu la punctul meu de vedere, la sistem, la percepțiile mele, la observațiile mele care au continuat dincolo de ceea ce s-a adunat, nu? În mintea mea, în creierul meu. Creierul, am vorbit noi de atâtea ori, este o interfață. Nu e acolo. E la nivelul fiecărei celule există o inteligență și vă rog să citiți Inteligența Materiei și multe, multe alte lucrări de specialitate care vorbesc despre faptul că mintea este mult mai nelocalizată decât credeam, dar la nivelul percepției mele, cunoașterii mele, raportării mele, există un filtru care se numește mintea rațională, care funcționează la nivel conștient, dar care induce și inconștientului filtre, programe, direcții și așa mai departe, care fac ca să nu percepem realitatea, ci doar așa zisa realitate, care este o făcătură, să mă iertați de cuvântul acesta, pe care noi suntem chemați să o desfacem, să o devoalăm și să reconsiderăm fiecare, nu e obligatoriu, nu e interzis, să ne redefinim cine suntem cu acest prim pas. Nu sunt doar ceea ce mintea mea îmi spune și mai ales te invit să fii sincer și să recunoști dățile viitoare când ne întâlnim, o să te întreb chestia asta, dacă ești de acord că există o voce în capul tău, în general în capul tău, nelocalizată foarte fix, foarte exact, dar undeva la nivelul capului, care îți cam toarnă într-una idei, păreri, vorbe, analize, uite pe ăla, trebuie să facem aia, acea
vorbă, acea voce, acea părere aparține unei componente a tale pe care nu poți să o extirpi. Și nici eu nu pot și nu vreau, nu-mi doresc, este din mine. Doar că, din păcate, ea se insinuează în rol de șef. Ți-am recomandat și îți mai recomand odată filmul Sfidătorul, da? Lo Sfidante, care explică, desface acest mecanism al acestei minți raționale care vrea să fie șefă, care vrea să fie importantă, care e parte din mine, cu care m-am născut, trăiesc și voi pleca din planul acesta, dar care trebuie să fie subordonată întregului. Se spune coborârea minții în inimă, isihasmul și nu numai isihasmul, dar isihasmul vorbește foarte frumos și te invit să faci efortul de a lua la cunoștință ce experiențe de viață sunt în domeniul acela, ca să faci să tacă această minte, monkey mind, MM, da? Mintea maimuță care e jucăușe. E superb, eu te-am invitat să te bucuri și să râzi și să... Această minte, da, e bună pentru că face parte din noi și de-aia am zis că nici nu pot, dar nici nu vreau să o extirp, pentru că uneori îmi spune glume bune și mă ajută să trec cu haz peste, da, încercări, facem haz de necaz, e cu contribuția acestei minți. Ea nu e rea, ea e doar pusă la locul ei, zburdă, da? Asta e maimuța, șup, 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 știți foarte bine, și dacă înțelegi că e bine să te cunoști în ansamblu tău, atunci trebuie să nu primești informații exhaustive, exclusiv doar de la ea. Pentru că acolo sunt depozitate programele. Sistemul de credință, sistemul de valori, paradigma despre care se vorbește, care ești invitat uneori de diverse școli care abordează nu, cunoașterea umană să-ți rescrii paradigma, noul limbaj, NLP-ul, știți voi foarte bine, și alte variante, dar până acolo și până atunci eu te invit să înțelegi că prin meditația pe care ți-am propus-o și ți-o supun și ți-o aduc și pe care vreau să o facem împreună, pentru că dacă nu o faci acum, tare mi-e teamă că separat n-ai să o faci, ai să o consider o prostioară, pentru că manchi, măimuțica o să-ți spună ce prostie mai debitează și ăla. De ce? Pentru că ea are dreptate. Ea se raportează la un sistem de credință și valori, da? De legi, de legități, care așa spun. Ea nu minte în sensul în care ar inventa ceva nereal, să zicem, cu râmic. Nu uităm de realitatea asta. Doar că realitatea înseamnă ansamblu a ceea ce tu ești și ceea ce creația din jurul tău și din tine este mult mai amplă, mai complexă decât am apucat fiecare dintre noi să aflăm la nivelul minții noastre conștiente, la nivelul sistemului nostru de valori, de credință, de cunoaștere, a tehnologiei prelucrării informațiilor și așa mai departe. Înțelegi? Ok? Deci te invit să înțelegi că această mintuță zburdalnică, să-i zicem, da? E bine să stea la locul ei, să se subordoneze unui comandant, nu știu care. Nu vreau să ți-l propun eu, ca nu cumva să crezi că am vreun interes să instaurez la tine acasă o altă lege, o altă credință, o altă religie, o altă sectă, Doamne ferește. Nici într-un caz, ci să înțelegi că această minte, după ce vezi Lo Sfidante și citești și alte materiale, ți-am vorbit și data trecută, cred, sunt foarte multe materiale, acum a apărut și Crossroad, da, să vedeți și filmul acesta cu crucișarea de drumuri la care ne aflăm și despre care Greg Braden a scris o carte care e tradusă la noi de ani buni, da, pășind între lumi, da, suntem într-o lume, între o lume veche care nu mai merge, nu se mai poate așa, aia cu fosili, da, petrolul este foarte, că se termină și gata, și una nouă. Noi suntem cei care facem legătura dintre ele. De aceea trebuie să ne transformăm. De aceea trebuie să ieșim din larvă, să ne facem fluture, pentru că fluturile zboară și acolo și acolo. El n-are probleme. Larva are probleme. Se termină frunza. Am înnebunit. Se blochează procesul. Da?
Studiați și chestia asta, sunt filme și clipuri pe net foarte drăguță apropo de transformarea larvei în fluture. Dar noi suntem chemați să, să facem, ne-am născut acum la legea asta, tata și a mea, da? Și e minunat să poți să ai experiențele de viață a două luni total diferite, total aparte, dar și ele aparțin aceluiași întreg despre care mereu și mereu îți atrag atenția să nu-l uiți, să nu-l scoți din ecuație. Printre alte defecte ale acestei minți, ale noastre raționale, este și că ea identifică, separă, da? Eu sunt. Eu sunt, mă delimitez, da? Și pare o chestie corectă, valabilă. Sigur că da, doar că planșa 1, de care am vorbit atâtea ori, face parte din sinteză. Dacă eu m-am aplicat asupra cercetării acestui aspect și mă îndrăgostesc de planșa 1, uit, din păcate, devin din ce în ce mai specializat până ajung doctor, da? Să știu totul despre nimic, pentru că domeniul se îngustează tot mai mult. Asta este știința și, din păcate, foarte puține domenii de graniță, da? Științe interdisciplinare, cum se zice, da? Și la granița dintre lumi sunt, dar printre ele ți-am recomandat și ți mai recomand odată neuroștiința, care analizează modul în care noi percepem această realitate. Făcând exercițiile, meditația aceasta, obții o stare nouă, o percepție nouă, care nu mai e dată de filtrele acelea, de know-how, de logistica și de logica minții și a sistemului de prelucrare a informațiilor, ci este o chestie în afară. Așa, opa, înseamnă că nu sunt doar mintea mea. E un pas foarte important să nu ne identificăm nici cu corpul, nici cu mintea, ci să înțelegem că suntem și corpul și mintea, cu toate defilăm, cu toate am venit să experimentăm, dar toate la locul lor, într-un complex minunat, care îl aduce pe noul eu, da? Eu, nu eu e mic, ci eu e mare, care înseamnă întregul, unicul, și atunci poate ne desprindem de acest unghi de vedere. Părerea mea. Părerea mea este că te iubești, Adrian, și te așteaptă și în emisiunile viitoare. Fă exercițiul ăsta și descoperă-ți energiile, vibrațiile din corp, care nu se înscriu în planșa 1. Doamne ajută, te aștept cu drag și te iubește, Adrian. La revedere!